Bine este nouă să fim aici, să facem trei colibe, una ție, una lui Moise și una lui Ilie. Iată că sărbătoarea schimbării la față ne aduce înainte o mărturisire pe care Petru, cel care era de față, când Mântuitorul s-a urcat pe tabor, și-a luat cu el doar trei dintre ucenici, pe Petru, pe Iacob și pe Ioan. Pe acești trei a luat și în grădina Ghețiman, când a mers mai mult, dar și pe aceștia a lăsat deoparte. Vedem aici că tot pe aceștia trei îi ia cu el de tabor, pentru că ei văzuseră minunile pe care Mântuitorul le-a făcut înaintea lor. Învierea morților, tămăduiri de tot felul și la fiecare în parte, și de multe ori îl considerau că este doar omul lui Dumnezeu și atât. Iată că i-a luat pe tabor ca să le arate mai mult de atât. Adică să le arate Dumnezeirea. Și acest lucru s-a întâmplat, pentru că ei oarecum erau obosiți și chiar osteniți și somnoroși. Și-au ridicat privirea la un moment dat și-au văzut o lumină. Și-au văzut pe Hristos în acea lumină că șoapta lui strălucea ca soare. Și hainele lui la fel. Și în acel moment Petru ia cuvântul ca de fapt de fiecare dată. El era întâiul care lua cuvântul în toate. Deci bine este să fim noi aici, să facem trei colibe. Pentru că a văzut în stânga și dreapta Mântuitorului încă doi proroci. Pe Moise și pe Ilie. Ai Vechiului Testament, fiecare în parte, știm despre ei ce au făcut fiecare. Dar pentru că au văzut acest lucru, Petru a exclamat: bine este nouă să fim aici. Ceea ce spun și pentru noi cei din biserică astăzi, bine este să fim nouă astăzi aici, în Biserica lui Dumnezeu. Să vedem lucrarea minunată a lui Dumnezeu, care o face cu noi. Mântuitorul Iisus Hristos, prin ceea ce a făcut pe tabor, schimbarea sa la față, arătarea Dumnezeirii și nu numai atât, ci auzit glas din cer. Acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-l ascultați. Acest lucru mai auzim la Boboteală. Când Mântuitorul era în apul Iordanului, Duhul Sfânt era deasupra în chip de porumbel și glas din cer, ca un dume sau tip, acesta este Fiul meu cel bine, pe acesta să-l ascultat. Iată și aici, pe tabor, descoperirea Sfintei Trei, Mântuitorul Iisus Hristos era ca lumina soarelui. Duhul Sfânt era ceea ce îl învelea pe Mântuitorul Iisus Hristos, acel nor, care în fiecare an, de schimbare la față, se coboară pe muntele Taborului și învelește și învăluiește mănăstirea de acolo, pentru că este mănăstire, și la slujba de noapte se coboară acel ușor în jurul bisericii, ca aducerea minte și să ne dăm seama că Duhul
veacurilor în lume. Este Cel care conduce lumea până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos pe norii cerului. Duhul Sfânt. Iată că Duhul Sfânt era Cel care îl învăluia pe Domnul Iisus Hristos în acel nor și glas din cer s-a auzit. Sfânta Trăime, iată că este și pe tabor și ni se descoperă nouă ca să ne dăm seama că Dumnezeu este unul singur în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Pentru că de la schimbarea la față se schimbă și fața Pământului. Încep frunzele să cadă, începe să vină toamna. Și ne aduce aminte de viața noastră, această schimbare la față. Pentru că până este primăvară și vară, suntem în copilărie, apoi adolescența, apoi vine vârsta cea desfârșită la 30 de ani, la 40 de ani, omul este puterea, adică vara, și apoi începe de la schimbarea la față să scadă această intensitate, să trecem de 50 de ani și să ne apropiem de sfârșitul vieții noastre. Iată că de la schimbarea la față ni se dă un semnal că ar fi cazul să ne îndreptăm mai mult spre Dumnezeu, că ar fi cazul să ne îndreptăm în viața, că ar fi cazul să ne aducem aminte că suntem trecători prin lumea aceasta, nu suntem veșnici, să ne îndreptăm, să ne împăcăm cu Dumnezeu, cu semenii noștri, cu noi înșine, pentru că nu știm cât mai avem de trăit. Important este nu că plecăm, așa cum vă spuneam și altă dată. Important este cum plecăm. Suntem împăcați Dumnezeu, suntem în rugăciune în fiecare moment, suntem îndreptați din păcătoși să ne îndreptăm, nu numai de spate, ci să ne îndreptăm viața în biserică din cioșă. Este un lucru minunat când ne aducem aminte că nu suntem veșnici pe acest pământ. Suntem trecători. Și precum ne pregătim de aici, precum trăim aici, așa vom trăi și din vor. Pentru că ne pregătim viața de aici, din acest moment. Dacă trăim frumos, dacă trăim în frica lui Dumnezeu, în dragostea de Dumnezeu, cu siguranță aceasta nu va înceta nici dincolo de mormânt. Dacă trăim departe de Dumnezeu, departe de toată frumusețea Dumnezeirii, cu siguranță la fel vom fi și dincolo. De aceea să rugăm pe Dumnezeu, Cel Întâiit în persoane, Cel care s-a schimbat la față, în locul taborului, așa cum spune la Tropar, arătând ucenicilor slava sa, precum mi se putea. Deci, doar cât s-a putut să primească ei, pentru că Dumnezeu ni se descoperă cât putem noi pricepe, nu mai mult de atât. Cât putem noi pricepe, atât ni se descoperă și cât alergăm noi spre El. Dumnezeu nu intră cu bocanci în viața noastră niciodată. El ne-a dat liberul arbitru să alegem între bine și rău, între folositor și nefolositor. Dar depinde de noi. Îl rugăm ca să vină în viața noastră, să ne schimbe viața și, cu siguranță, să avem și noi parte de acea lumină taborică, nu numai aici, gândindu-ne la ea, pentru că nu putem cuprinde lumina, dar mai ales în veșnicie, acolo să avem parte de ea. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin.